Salutare! Astăzi o să vă vorbesc despre un nou kiwi apărut pe piață. Nu știu cât de curând, nu m-am interesat, dar eu doar ce l-am descoperit. Este kiwi gold. Nu are păr, sau dacă are, e foarte, foarte puțin păr, foarte mic și se poate spăla ușor. Și este galben în interior. Mai gălbui, nu este verde și are foarte puține semințe în interior. Ăsta are câteva semințe, dar multe am găsit care nu au semințe deloc. Și nu este iritant pentru mine. Kiwi normal, care probabil îl cunoaște toată lumea, era foarte iritant. Mâncam și îmi irita gâtul. Are gustul la fel ca kiwi și nu e așa iritant, e foarte bun, foarte dulce. Bine, kiwi asta nu e, după cum vedeți, este un pic uscat, deoarece că i-am lăsat să se coacă. Nu sunt doar ce cumpărați de la magazin și acum îi mănânc. I-am lăsat să se coacă bine. Și de asta sunt așa bun. Sper să vă placă și să vă fie de folos informațiile despre acest nou tip de kiwi, care este cel mai probabil modificat genetic, ceea ce nu este un lucru rău. Oamenii modificau genetic lucruri dinainte să avem cărți scrise. Modificau plante și animale, le înmulțeau doar pe acele animale care le plăceau cum arată, înmulțeau doar acele plante care dădeau roade mai mari, mai frumoase, mai... și așa modificau genetic. Ce era un proces mai lent și dura mult. În ziua de astăzi avem procese care o modifică repede, numai că la oameni le e frică. Dacă vede că ceva e modificat genetic, e modificat genetic, poate îmi face rău. Dar nu este așa. Nu. Asta a fost review-ul meu la Kiwi Gold. Sper să vă placă. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă vă place, dați un like, dați un subscribe, pentru că o să vedeți de la mine videouri din ce în ce mai interesante, din ce în ce mai, cum să zic, mai bine organizate, mai frumoase. O să învăț să le editez din ce în ce mai bine. Vă mulțumesc încă o dată. Să aveți o zi bună!